Florin Călinescu vine cu un nou atac la adresa lui Dragnea, sublinierea anunț dezastrul pentru toată lumea, se pârjolete buzunarul românului. Într-o nouă sesiune live pe pagina sa de Facebook, Florin Călinescu a venit cu atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, dar sublinierea guvernului Dencil, susținând ce nu au îndeplinit nicio promisiune până la acest moment. Livulic, sublinierei noi suntem corecți, sublinierei riguros, sublinierei. Băi, Livulic, n-ai făcut nimic. S-au scumpit toate, de sublinierei a ci spus ce n-o să se scumpească. A ci zis ce o să faceți 500 de gere din ice. Este absolut o nemernicie. Nu s-a făcut nimic, sublinierei nici n-o să se facă. Înscecenii acestei ceri sunt cuminci. Ei stau, se uit la subliniere tiri, accept toate aceste explicații. Băi, Livulic, n-aveți nicio vină. Dacă noi suntem tâmpici, subliniere, vă tolerme toate aceste golni, subliniere, nemernicii. Promiteți în campanie tot felul de nimicuri pe care ni le scuipați înapoi în fac, spune Călinescu. Omul de televiziune susține că trecerea la moneda euro va reprezenta un real dezastru pentru România. Pentru România este o aberație să trecem la moneda euro. Nu sunt economist, dar simt ce euro e puțin mai condensat. Dacă noi trecem la euro, va fi un dezastru. Atunci clasa muncitoare, subliniere I, cea pensionar vor vedea ce înseamnă să trăie, subliniere T, cu 300 la 400 de euro pe lună. Tot ce vom importa va costa în euro. Dar sublinierei acum. Totul este scump în această car. Nu trebuie să fii vreun mare financist ca să subliniere tice, dacă treci la euro, se pârjole subliniere te buzunarul românului, a mai spus Florin Călinescu.